Informație de ultim moment, doamnelor și domnilor, imagini șocante surprinse în parcarea unui supermarket din sectorul 6 al capitalei. Un bărbat a amenințat acolo cu pușca mai mulți oameni care treceau prin zonă. Panicați, aceștia au mers să ceară imediat ajutorul jandarmilor. Vreau să vă avertizez însă că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Despre ce s-a întâmplat acolo stăm de vorbă cu colega mea, Ana Maria Bujor. Bun găsit, Ana, ce ai reușit să afli? Înțeleg că jandarmii l-au imobilizat pe acest bărbat în cele din urmă, dar cât de mare a fost pericolul? Da, bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor. Vorbim așadar despre o faptă care s-ar fi petrecut ieri dimineață în parcarea unui supermarket din sectorul 6 al capitalei. Înțelegem de altfel că mai mulți oameni au fost, să spunem așa, atacați de către un bărbat care avea asupra lui o pușcă de colecție și pe care o îndrepta provocator către trecători. Cei care au avertizat echipajele de jandarmerie au fost chiar trecătorii. Culmea este că aceste imagini absolut îngrozitoare au fost filmate de către o cameră de supraveghere. Le vedem și noi în acest moment. Și iată cum bărbatul îndreaptă către trecători această pușcă. Din primele informații se pare că bărbatul este în stare de ebrietate, se afla în stare de ebrietate și se credea într-un scenariu de film în care el, desigur, era personajul principal. Cert este că jandarmii l-au condus pe acest bărbat la poliție, acolo unde s-a întocmit deja și dosar penal. Rămâne așadar să vedem dacă polițiștii au luat și alte măsuri împotriva bărbatului. Da, legat de această armă pe care o vedem și noi în imaginile transmise de colegii noștri în acest moment, Ana, se cunosc mai multe detalii. Bărbatul deținea un permis de portarmă. Ne spuneai că era vorba despre o pușcă de colecție. Avea mai multe astfel de arme acasă? Nu știm în acest moment mai multe detalii. Cert este că cei de la poliție cu siguranță vor face o anchetă completă, cu siguranță vor merge acasă la bărbat, iar în cazul în care nu va fi găsit vreun permis de port armă, cu siguranță se va face dosar penal și cu privire la acest aspect. Dar așteptăm și noi ceva detalii și de la cei de la jandarmerie și de la poliție pentru a ne spune exact în ce situație juridică se află bărbatul în acest moment. Mulțumesc foarte mult, Ana, pentru toate aceste precizări.